Bine ați revenit la mobilissimo.ro. Este un caz clasic de sinestezie aici, adică asculți culori și vezi muzică. Am de-a face aici cu două tablouri. Vin de la IKEA și e vorba despre produse din gama IKEA Symfonisk cu acustică Sonos. De ce acustică? Pentru că e vorba despre IKEA Symfonisk Picture Frame Wi-Fi Speaker, adică este și ramă foto slash tablou, dar și boxă din care poți asculta muzică. Le poți lega stereo, fac și daisy chaining pentru un singur alimentator și hai să facem un unboxing și apoi o să vă prezint produsul. Este același lucru, doar că pe negru și pe alb, nu o să fac două unboxing-uri separate. O să mă ocup de versiunea albă acum. Produsul a fost prezentat în iunie, a trebuit să ajungă în magazin pe 15 iulie, și costă 179 de euro la ultima mea verificare. Sonos și cu IKEA au mai colaborat. Au făcut toată gama Symfonisk, care include o boxă în formă de lampă de veghe depus pe noptieră și o boxă de tip bookshelf. Continuă această integrare între device de ascultat muzică și piese de mobilier, acum cu tablouri. Sunteți pregătiți? Hai să nu pocnim la valiera. Destul de mare boxa asta sau tablou. Ei bine, cam așa arată. Este o creație a unui designer european inspirată de muzică în formă vizuală și de interconexiunea umană. Această fațetă pe care o vedeți aici din material textil se poate înlocui, o să scoată IKEA alte fațete care se pot achiziționa din august. Deci cam asta e versiunea pe alb. Vă imaginați că și cea pe negru o să arate cam la fel, același model, doar că pe o variantă mai întunecată. E, uite, o chestie foarte tare. Componentele sunt aici. Aici în spate poți să faci cable management, să nu se vadă urât cablurile, să nu atârne, poți să le legi cumva. Și aici văd că avem și un conector, dacă nu mă înșel eu, de Ethernet, ceea ce nu e puțin lucru. Deci văd conector de LAN, aici avem alimentatorul. Și încă unul, ca să faci daisy chaining, cred, AC in și AC out. Bun, hai să vedem ce mai avem în cutie. Este un unboxing atipic, așa că mă scuzați dacă sunt inexactități. Văd că pe această parte avem butoane de volum. Aici este, nu știu dacă bateți până aici, dar este un plus, un minus și ceea ce pare a fi play și pauză. Logo Sonos și IKEA. Chestia asta o poți agăța pe perete, are un agățător magnetic sau poți sprijini pe raftul unei piese de mobilier. Acum în cutie ar trebui să găsim și alte lucruri și începem cu clasicele manuale. Asta este un certificat bun. Asta este manualul cu logo IKEA și nu știu dacă se vede aici, dar uite, cam așa trebuie să arate. Trebuie să iasă un singur firișor mic din zona de jos a dispozitivului ca să fie cât mai discret, că de-aia s-a inventat tablou plus boxă, ca să n-ai boxă și tablou și cablu în toată casa. Ia să vedem ce avem aici. În această cutie se află un șurub și încă o bandă din asta pentru cable management. Mai în glumă, mai în serios, fiind de la IKEA, bine că nu avem foarte mult de asamblat. Și aici mai avem niște piciorușe, cred eu, piciorușe cauciucate care să fixeze dispozitivul. Și chestia asta cred că va fi agățătoarea. O să o punem pe acel cui despre care vorbeam mai devreme. Și cam asta ar fi cu prima cutiuță. Nu se termină aici aventura noastră. Domnul cablu este și el aici. Este un cablu de 3,5 metri lungime. Ar trebui să ajungă pentru toată lumea. Și să vedem cum îl scoatem noi de aici. Aha, hai că am văzut. Asta e cablul. Pe de o parte are conectorul acela pe care îl știm și imprimanta mea are așa ceva și PS5 are așa ceva în formă de 8 și pe de altă parte conectorul clasic la priză. Îmi place firul acesta, seamănă mai degrabă cu niște șireturi de Adidas decât cu un cablu clasic. Bun, am scos totul din cutie și cred că acum o să fac un mic setup, o mică inginerie și ca să poți să controlezi acest dispozitiv, nu trebuie să stai mereu să pipă în spatele tabloului, cum făceai pe vremuri la, eu știu, la video sau ceva de genul ăsta, o să ai control de pe telefonul mobil. Rezolvăm totul aici și revenim în curând.
Am zis să vă arătăm și de aproape toate aceste lucruri. Acestea sunt piciorușele cu care fixați dispozitivul. Hai să le și punem. Unul aici și unul aici. Asta dacă vrei să ții pe verticală această boxă, poți să ții și pe orizontală. Adică poți să vezi opera de artă așa, sprijinită de perete, și să montezi picioarele în cealaltă parte, spre exemplu. Cred că o să o țin, să zicem, de data asta. Hai să facem ce am zis. Hai să o ținem pe orizontală. Această operă de artă este creată de către designerul Jennifer Idrizi, iar dispozitivul măsoară 55 pe 40 de cm și are o grosime de aproximativ 5 cm. Se poate conecta prin stereofonie, puteți face un setup stereo cu cealaltă boxă și cu orice alt produs Sonos, suportă 100 de servicii de streaming. Vreau să vă arăt aici conectorul LAN și acest Symfonisk Picture Frame with Wi-Fi Speaker se conectează la curent aici. Aici este zona de alimentare. Asta este mecanismul de agățare, care este magnetic. În fine, nu o să agățăm de perete, nu stăm acum să dăm găuri, dar v-am zis ca să știți. Iar aici aveam, așa cum v-am zis, și acea mică bandă pentru cable management și cuiul care cred că merge în perete. Dar nu vreau să deranjez vecinii, am deranjat destul cu țipetele de la euro. Acum o să conectăm cablul și ca să reduceți cât mai mult căblăraia de pe mobila voastră, puteți conecta două astfel de boxe, două astfel de tablouri la un singur cablu de gen prin daisy chaining. Aș putea acum să înghesui tot cablul aici și să-l prind cu acea cordelină și la final să iasă numai pe aici, o singură bucățică, ca să fie totul estetic, să nu se vadă urât. Și mărunchiul ăsta pot să-l leg așa. N-arată rău, sincer. E genul de produs care fi zis, nu știu dacă se potrivește cu încăperea mea, cu mobila mea, dar acum că văd așa montat, n-arată rău. Mă întreb cum ar fi și pe negru, dar va trebui să așteptați să mai facem un material pentru detalii mai multe. Asta e partea la care scot telefonul meu, scot iPhone-ul și mi-am descărcat aplicația Sonos. Ok. V-am zis că se poate conecta la 100 de servicii și la alte dispozitive. Hai să facem aici setup-ul. Select your product. 5 minute. Turn on Bluetooth. Searching for nearby products. Symfonisk Picture Frame. L-a găsit. Adăugăm. Simultan operă de artă și în același timp boxă, care se poate pune ca un tablou pe perete sau pe mobilă. Find the flashing light on your product. In the next step, you'll touch your mobile device there so you can get a PIN code. Deci trebuie să ating. Fiți atenți că are NFC și trebuie să ating zona aceea. Hold the back of your phone close to the flashing light. Ia să vedem. Wow! Foarte tare chestia asta. Facem totul acum, unboxing, setup. E, acum trebuie să-i pui parola de la Wi-Fi. Te întreabă unde vei pune acest picture frame, dormitor, den, adică burlog, man cave, dining room, family room, kitchen, living room. Living room. Continuăm. Este un update. Nu se putea fără. Rețineți că ar trebui să vină în magazine pe 15 iulie și să mai primim fațete. Acea fațetă se poate scoate, aceea din material textil, și să puneți alta. Tune with TruePlay. Deocamdată își descarcă și aplică noul software. Watch on your iPhone, listen on Sonos. Suportă AirPlay 2 în cazul în care vă întrebați. Și puteți avea alarme care se aud din boxele Sonos. Puteți grupa speakerele. Puteți salva favorite și multe alte lucruri. Evident, suportă și Spotify și update-uri automate ca să nu vă mai deranjeze. Ok, totul este gata. S-a auzit și un sunet din acela de întâmpinare. La interior avem un tweeter și un woofer și un mecanism waveguide. A fost adăugat tot. Și acum trebuie să adaug serviciul meu favorit de muzică, care trebuie să dureze un minut. Apple Music, Spotify, YouTube Music
și altele de gen. Fiți atenți câte sunt pe lângă YouTube Music. Avem și 80s, Active Air, Angami, Art Radio și liste foarte lungi, inclusiv Calm, care te calmează și te ajută să dormi, ceva de la BBC, Deezer. Hai să fac eu treaba asta repede. Spotify, Add to Sonos. Sper să nu-mi ceară datele. Ok. Asta facem în cazul lui Spotify. Agree. Și vreau să adaug și un alt serviciu, precum să zicem YouTube Music. Pot să adaug și un asistent virtual. Am revenit. Am setat YouTube Music și hai să vedem. Interesant că avem interfața integrată aici, direct în aplicație. Aplicația de la Sonos. Am și recently played. Am zona de home. Am aici living room. Am căutare. Pot să adăuga un asistent vocal. Avem suport Amazon Alexa și Google Assistant. Foarte frumos. De ce nu-i Siri? Unde-i Siri? Până acum am adăugat Sonos Radio, Spotify și YouTube Music. Hai să intrăm pe YouTube Music și să căutăm niște muzică. Am găsit niște muzică copyright free după ceva travaliu și se aude. Umblăm și la volum. Ați prins ideea, putem să și oprim. Încă ne familiarizăm cu acest produs, dar sunt extrem de impresionat de bas. Efectiv, nu mă așteptam la așa un bas. Am mai testat produse Sonos, dar de la un tablou. Nu mă așteptam să aibă așa un woofer. Woofer, Twitter și acel mecanism Waveguide. Avem multe de ascultat. Multe, multe, multe. DMX, Foo Fighters și niște metale grele. Cam atât la mobilisima.ro. Sper că v-am lămurit cu acest dispozitiv. Numele nu este ușor de ținut minte, dar ați face bine să îl țineți minte. Este un IKEA Symfonisk Wi-Fi Speaker Picture Frame. De fapt, reformulez. IKEA Symfonisk Picture Frame Wi-Fi Speaker. Este o operă de artă interschimbabilă, acea secțiune textilă, vine pe alb și pe negru pentru început. Și în același timp, un difuzor cu tehnologie Sonos, cu bas puternic, asta e prima mea impresie. 179 de euro, începe să vină pe 15 iulie, iar în august vin extra fațete. Sper să ne ofere posibilitatea de a personaliza unele cu artwork-ul preferat. Cam atât la mobilisima.ro, o prezentare mai aparte, sper că v-a plăcut, dacă da, mai facem. La revedere!